să vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Salut cu mare drag presa de Jeană, că este alături de noi în această acțiune și totodată salut prezența domnului notar Radu Sigatău și, bineînțeles, salut prezența celorlalți colegi. Am ajuns la capătul acțiunii de consultare publică demarată de Asociația Mișcarea Liberală de Jeană și astăzi, așa cum am promis, vom trece la extragerea celor 30 de premii care constau în aparatură electrocasnică. Înainte de a face acest lucru, vreau să mulțumesc tuturor degenilor, celor care au răspuns acțiunii noastre și celor care ne-au suportat în această perioadă și, bineînțeles, să-i felicit pe toți cei care s-au implicat, completând acele taloane cu întrebări extrem de interesante, extrem de importante pentru comunitatea noastră și îi asigur că vom ține cont în perioada următoare de părerile lor și de propunerile lor. Am alături de mine un voinic simpatic, Ștefan, care va efectua extragerea și, bineînțeles, la final o să mai spun câteva lucruri oamenilor din orașul. Condi Lucia, deci Strada Mărășești, numărul 19. Mulțumesc, Ștefan. Mai amesteci tu cu mânuța prin cutie ca să fie tot în regulă. Sabo Ghizela, Strada Unirii, numărul 29. Felicitări, doamna Sabo. Așa, Ștefane, multă seriozitate. Panait Cătălina, Strada Zmeurei, numărul 4. Apartamentul 5, Ognatești. Felicitări, Panait. Da, e în regulă. Este talonul care a fost în ziar. Milevski Paraschiva, Alea Mult, numărul 3, bloc R2. Domnule coleg? Da. Onofre Elisabeta, deci strada Dobrogeanu Gherea, numărul 20, bloc I40. Felicitări, doamna Elisabeta. Și ultimul premiu care constă în misă de mână. Ștefane, concentrează-te. Ai reușit. Lădariu Gheorghe, deci strada Ghiocerilor, numărul 3. Îi felicităm și trecem la următoarele premii, următoarele 5 premii, care constau în câte un fier de călcat. 280 de mililitri, 1800 de kW. Domnul coleg, scutură o idee urmă. Sunt. Ștefane, mulțumim. Merge repede, nu ne apropiem de premiile 3, 2, 1. Mateus Vasile, bănuț numărul 10. Cornea Fenicea, strada Pandurilor, numărul 2, locul T5. Dumneavoastră completați adresa exactă și toate datele. Puteți să le val eu, ca să fiu mai scurt, punctez numele și felicitări. Burjan Augustin, strada Lalelelor, numărul 1, bloc D10. Felicitări, domnule Augustin. Trif Olga, Crângului, numărul 9. Sunt gata. Trecem la următoarele 6 premii, prăjitor de sandvișuri, 3 în 1, 750 de W. Ștefane, te rog, te-ai concentrat? Și? Sigatău Călin Marius, Ecaterina Tudorului, numărul 50. Așa, cum uiți la mine. Conradi Andrei Nicolae, Alea Amur, numărul 2. Felicită, domnul Conradi. Tu fii ceva actor, mai Ștefan. Bun, talonul din ziar. Potinghiu Nicolae, strada Nicolae Iorga, numărul 81. Felicită, domnul Conradi.
câte mai avem până la... Câmpianul Angela, de strada aici, Bătianul numărul 4. Aici dă doamna Angela. Vitan Gabor, câmpului 5. Mureșan, da, pe pinărie numărul 9. Atât. Bun. Trecem mai departe. Cafetieră Miria, 5 premii. 1,2 litri, 780 de vați. Sunt detalii tehnice ca să mai umplem timpul până Ștefan extrage. Deci următoarele 5 premii, da? Păi ne îndreptăm pașile despre... Moldovan Petru. Alea Ceferiștilor numărul 8. Cred că tu, Daniel... Cam la topul. Pura Darian, dealul rozelor numărul 7. Hai, Ștefan. Tart Falvi Veronica, de strada Vlad Țepeș numărul 3. Un talon complecat plin. Felicitări. Dar a avut cât mult de scris și vom ține cont de ce spune dâns acolo. Chișpal Marta, Indej, are loc de mobil, deci poate fi identificat. Mai departe. Dascăl Aurel, strada Fragilor, numărul 9, bloc C2. Felicită, domnul Marta, de rând. S-au încheiat? Ei, acum trecem la următoarele 5 premii, înainte de ultimele 3 mai mari. Aceste 5 premii constau în scorcător de citrice Philips. Ștefan, trebuie să Abrudean Alexandru, orizon numărul 3, bloc de 1. Hai, Ștefane, hai. Bine. Socaci Maria Magdalena, Unirii numărul 26. Am luat în viteză. Delta Emil Francis, dealul rozelor numărul 8. 5 premii avem cu scorcător, să nu vă arăt. În regulă. Chișpal Florin. Din Dej. Ștefane, încă o dată. Mai ales ești tu cu mâna pe acolo, prin cutie, mai scutul, mai vezi. Crișan Ciprian, dealul rozelor numărul 10. Da? Am încheiat grupa de 5 premii. Trecem la premiul numărul 3, cuptor cu microunde. Marca n-are importanță. Mai mișcă de mai scăpare, mai fără. Iată, de actor, așa. Kish Levente, 1 mai, numărul 182. Felicitări, domnule Chiș. Trecem la premiul numărul 2. Mașină de spălat Albi. Mureșan Rodica Valeria, de strada Unirii 21, blocul F. Felicitări, doamna Rodica Valeria. Și acum am ajuns și la premiul cel mare. Vă spun că este un divizor foarte frumos și sigur că o să-și spună de câștigător. Ștefane, te rog.
Cilindre cu două uși, Arctic, volum 306 litri, clasa energetică A+. Mare premiu, Tompa Simona, strada Pepineriei, numărul 5, blocul... Nu văd exact, dar are nevoie de telefon. O felicităm pe doamna Tompa și iată, felicit pe toți câștigătorii și pe toți cei care au participat la această campanie, pentru că, vă spun, dragi colegi, spiritul civic trebuie să-l impulsionăm, implicarea fiecăruia în viața comunității noastre va duce la un alt mod de gândire și la un alt mod de evoluție a orașului nostru. Pentru că suntem în Săptămână Mare și probabil cu toții ați fost astăzi la o procesiune care a avut loc în orașul nostru, eu vreau să urez tuturor dejenilor multă sănătate, pace sufletească și mulțumire alături de cei dragi, cu ocazia Marii Sărbători a Învierii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Paște fericit la tot. Ați apelat cu tău. Alo, să rămâne, doamna Tompa Simona? Da. Să rămâne. Aurelia Mărășa mă numesc. Vă sun din partea... Da. Din partea Asociației Mișcarea Liberală de Jeană, respectiv campania de consultare publică. Țin să vă anunț, să vă felicit. Sunteți câștigătoarea Marelui Premiu, un frigider Arctic cu două uși. Și pentru că... vă spun că trebuie să mă credeți. Vă invităm cu mare drag la următoarea campanie de consultare publică și pentru că suntem în preajma sărbătorilor de Paști, vă urez sărbători fericite și multă, multă liniște sufletească. Mulțumesc, la fel și am dormit. Da? Mă bucur, să rămâne, sărbători fericite. Și eu vă mulțumesc și vă felicit pentru implicare. Mulțumesc, în cursul zilei de mâine va ajunge pe mine. Bine, mulțumesc! Să rămâi bine! Să rămâi bine!